Consilierii locali de la Petroșani se vor întâlni joi 25 aprilie cu ocazia ședinței aferente lunii în curs. Pe ordinea de zi figurează circa 30 de proiecte de hotărâre, printre acestea numărându-se și cele referitoare la suplimentarea cuantumului și numărului burselor școlare ce vor fi acordate în acest an școlar sau alocarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor din județul Hunedoara. Totodată, consilierii locali urmează a aproba sau nu alocarea unor sume de bani necesare derulării unor manifestări. Este vorba despre 3.000 de lei pentru aniversarea celor 125 de ani de existență a Bisericii Reformate sau 7.000 de lei necesar deplasării ansamblului Parângul la evenimente programate în perioada 19-27 iunie în Turcia. Cu ocazia aceleia ședințe de Consiliu urmează a fi acordat un titlu de cetățean de onoare lui Gheorghe Iuliu Pavel, respectiv două medalii pro-urbe lui Constantin Jumancă, respectiv Matei Gottfert.